Cu cine suntem de vorbă? Sunt Alina Florean. Cu ce vă ocupați? Sunt master coach. Și în viața civilă? Eram economist, nu mai sunt. Sună interesant. Și unde o să practicați această nouă carieră de master coach? Mai am foarte multe idei. Acum, la cald, așa, mi-ar plăcea maxim să lucrez cu copii mici, între 1 și 7 ani, așa, și să îi învăț despre respectul de sine și despre încredere și despre cum să nu ne fie frică de frică și toate astea, dar e foarte la cald. S-ar putea să mă răzgândesc sau să extind sau mai văd. Asta rămâne de văzut, vorba unui film celebru. Întrebare cu răspuns, la care aștept un răspuns foarte clar. Care sunt diferențele pe care le-ai sesizat între cursul de practitioner coach, respectiv cel de master coach? Ok. Eu nu am venit cu așteptări la cursul ăsta pentru că nu știam exact despre ce e vorba și nu știam nici pe Loredana și la practitioner au fost foarte, foarte multe emoții pentru mine. Toată partea asta de descoperire, de autocunoaștere, de înțelegerea celorlalți din toate perspectivele astea în care le înțelegi limbajul, verbal, non-verbal, ce vor să spună, ce în spatele, la ce spun de fapt. Pot să zic că în practitioner m-au bulversat. Au fost așa o noutate pentru mine încât au trebuit să se așeze și am plecat de aici. Dacă căutăm să vedem filmulețul același în aceeași postază după practitioner, o să constatați că eram extrem de emoționată. Acum s-au așezat și orele astea din master au fost mult, mult mai multe decât în primul modul și au fost mult mai profunde. Și dacă atunci aveam așa impresia că, wow, e într-adevăr o meserie aici și că trebuie să fie foarte multă responsabilitate în ceea ce faci, pentru că chiar omul din fața ta, dacă reușești să-i creezi cadrul corect, are de spus multe, acum nu mai am această emoție a, wow, oare ce o să fac cu omul ăla, abia aștept să ajut omul ăla. Și cred că așa ne-am și ales aici cumva oamenii care chiar vrem să ajutăm. Cel puțin pentru mine asta e esența, dacă vrei. Putem să ajutăm oameni și am învățat aici foarte multe lucruri în a învăța oameni, în a ajuta oameni. Cum vei folosi expertiza acumulată în cadrul cursului de master coach în cariera de acum înainte? Eu nu am o carieră în momentul ăsta. Adică s-o vei crea? Da, dar cred că acum, ți-am zis și mai devreme, la cald, cred că o voi crea chiar despre coaching sau în coaching și atunci o să folosesc tot ce am acumulat aici, tot, indiferent dacă o să lucrez sau nu cu copii. A meritat investiția într-un curs de master coach? Da, merită investiția pentru că merge în mult mai profund și ni se așează, mie mi s-au așezat cunoștințele și chiar a meritat. Da, dacă rămâneam la nivelul de practitioner, poate eram cumva cu dubii, acum chiar nu am niciunul. Drumul tău, respectiv drumurile Academiei de Coaching, drumul Loredanei Latiș se despart aici, acum că ai crescut mare, sau povestea merge mai departe? Nu, povestea merge mai departe pentru că e un cadru absolut minunat. Noi învățăm aici că suntem toți diferiți, individualitatea e minunată și noi suntem oameni diferiți și senzaționali, dar familia pe care o creăm și valorile pe care le învățăm aici împreună și pe care le construim și sprijinul pe care ni-l dăm una alteia sau unul altuia, că am înțeles că în alte serii au fost și băieți, sunt foarte importante. E păcat să pleci pe drum singur când poți să ai 100 și ceva de oameni în spate și mai vin încă alții care fac aceleași lucruri, descoperă aceleași lucruri și simt împreună. Până la urmă, noi am simțit împreună foarte multe lucruri aici. În afară de am învățat, am și simțit mult.